Pasagerii unei curse care trebuia să ajungă la Madrid sunt blocați pe aeroportul Henri Coandă. Cursa Bruyère, care trebuia să plece aseară din București spre capitala Spaniei, a fost amânată pentru această seară la ora 20:30, după ce aeroportul din capitala Spaniei a fost închis din cauza condițiilor meteo. Colega mea Bianca Ogarcă ni se alătură cu detalii. Bună, Bianca, ce informații ai? Bun găsit! Au fost momente tensionate aici pe aeroportul Henri Coandă. Aproape 200 de pasageri au dormit noaptea trecută în aeroport după ce reprezentanții companiei aeriene i-au anunțat faptul că zborul va fi reprogramat pentru astăzi. Cursa București-Madrid a fost amânată din cauza furtunii de zăpadă Filomena, care afectează în aceste momente Spania. Tocmai din acest motiv și aeroportul din Madrid este închis. Aeronava plecase ieri spre Madrid și a făcut o escală pe aeroportul din Bacău, iar în jurul orei 2 noaptea s-a întors spre București. Zborul așadar a fost reprogramat pentru această seară la ora 20:30, iar pasagerii așteaptă și la această oră să se îmbarce către această cursă. Ei bine, din cauza timpului petrecut în aeroport, spiritele s-au încins și au existat tensiuni între pasageri și reprezentanții companiei. Mai exact, se plâng de comunicare defectuoasă și de faptul că informațiile pe care le primesc pasagerii se schimbă de la oră la alta.